În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ieșita semănătorul să semene sămânța sa. Iubiți credincioși, întotdeauna în vreme de toamnă, înainte de prasnicul pomenirii cuvioasei Maicii noastre Parascheva, Sfinții Părinți au rânduit a se citi pericopa semănătorului. Este o pericopă pe care Mântuitorul a spus-o în fața ucenicilor, este însă și singura pe care Mântuitorul, la rugămintea apostolilor, a și tâlcuit-o. Dar așa de bine a tâlcuit-o, încât nu prea mai este ce să spunem. Dar după ce a tâlcuit-o, s-a încheiat într-un mod atât de tulburător încât nu pot decât să vă spun că a tâlcuit-o pentru un anumit moment, a tâlcuit-o și pentru noi, dar ne-a lăsat nouă posibilitatea să o tâlcuim în continuare câte zile vom avea. Și după ce spune, ascultați pilda aceasta, așa cum avertizează întotdeauna Mântuitorul cu blândețe, le-a spus despre semănătorul care a ieșit să semene sămânța sa și cum sămânța a căzut una pe cale, alta pe loc pietros, alta între spini și alta în pământul cel bun. A spus, cine are urechi de auzit, să audă. Apoi ucenicii l-au rugat, spune nouă pilda aceasta. Și Mântuitorul le-a spus despre sămânță, le-a spus despre cele patru categorii omenești, cum că cei care sunt pe cale nu sunt atenți, ceilalți care pe loc pietros sunt cei care își aprind un foc de paie, ascultă tot și la un moment dat zic gata, vom face sau vom drege, și cum vine o vreme de încercare, uită. Apoi cei care în mijlocul grijilor uită de mesajul Mântuitorului și se iau cu altele. Și la sfârșit despre pământul cel bun, care primește sămânța și dă rod. E bine, dar după această tâlcuire a parabolei, Mântuitorul încheie la fel cum a încheiat parabola însăși. Și anume a spus, cine are urechi de auzit, să audă. Cât de tulburătoare îmi sună mie personal această avertizare a Mântuitorului, este cu totul și totul desăvârșită, pentru că înseamnă că tâlcuirea însăși este o nouă parabolă. Tâlcuirea parabolei de astăzi este o altă parabolă și vorbește special despre noi. Și să nu credem că vorbește despre noi care facem parte dintr-o anumită categorie. Nu, vorbește despre viața noastră. Cine suntem noi, ne întreabă Mântuitorul odată, întrebând pe ucenici despre sine, cine spun oamenii că sunt eu, fiul omului? Și i s-a răspuns de către unii, de către alții, zice, unii spun că ești prorocul, altul că ești Ioan, altul că ești Ilie. Dar zice, voi cine ziceți că sunt? Și atunci Sfântul Apostol Petru a zis, tu ești fiul lui Dumnezeu celui viu. Ei bine, fraților, întrebarea cine spun oamenii că sunt eu este întrebarea pe care astăzi tâlcuirea ne-o așează nouă. Cine credeți că spun oamenii că sunteți voi? Pentru că noi avem o anumită părere despre noi înșine, de multe ori suntem mulțumiți, dar de foarte multe ori nu suntem mulțumiți și să știți că greșim și într-o parte și într-alta. Sunt momente în viață în care trebuie să ne încurajăm singuri pentru că nu mai are cine să ne încurajeze și atunci trebuie să știm că suntem cineva. Sunt însă și momente în care ne credem mult mai sus și suntem departe. Ce vreau să vă spun în duminica aceasta este faptul că nu degeaba Mântuitorul a spus ascultați pilda aceasta. Noi suntem tentați să ascultăm primul mesaj, așa pe deasupra. Și chiar Mântuitorul ne arată că primul mesaj îl ascultăm așa ca pe o poveste.
Dar trebuie să mergem, cum am spus și duminica trecută, mai la adânc, adică mesajul acesta pe deasupra este un mesaj cu totul și totul nesatisfăcător. Adică putem la un moment dat să auzim lucruri frumoase despre cineva și dacă nu-l cunoaștem, să mergem pe ceea ce auzim. Dar așa se întâmplă și cu noi. Noi care avem bârna în ochiul nostru, vedem paiul din ochiul fratelui nostru. În loc să spunem, măi frate, nu pot să-ți dau eu lecții, că mi se pare că v-am spus după ce am avut un eveniment în vara aceasta, am fost socru mic, m-am întâlnit înainte de acest eveniment cu vreo săptămână și eram foarte tensionat. Acum pot să mă spovedesc că am fost și tensionat foarte tare și să mă credeți. Și m-am întâlnit cu un coleg care are și el o fată, dar nu măritase. Și mă ia așa după umăr și mă bate frumos, așa amical. Ai bă, stai liniștit, îți spun eu, o să treacă. Acum, în momentul acela eram egal cu fratele. Adică și eu aveam o fată de măritat și el avea o fată. Decât că el nu trecuse prin ceea ce urma să trec eu așa de repede și urma ca eu să trec înaintea lui prin această experiență. Și m-am întrebat, oare ce vrea să-mi spună fratele ăsta? Oare chiar știe ce-mi spune? Cum adică să-mi spună el care n-a trecut, prin ceea ce urmează să trec eu, să-mi spună că o să treacă? Și de atunci mi-am dat seama că oamenii câteodată au păreri ori foarte bune despre ei, ori vor să încurajeze acolo unde nu este cazul. Pentru că eu, care sunt obișnuit să încurajez pe alții, vă spun sincer, nu am fost mulțumit cu această încurajare. Pentru că venea de la un om care nu trăise ceea ce mi-a spus mie. Eu, unul personal, mi-aduc aminte de Părintele Arsenie, a zis, tată, nu da niciodată sfaturi despre lucruri pe care nu le-ai trăit tu. În primul rând pentru că nu ești credibil și în al doilea rând pentru că ești ridicol. Pe cum adică să dai tu sfaturi dacă tu n-ai trecut pe acolo? Ca și când cineva care n-are copii s-apucă și spune unuia cu vă doi, trei copii, zice, stai liniștit, copiii ăștia o să treacă, o să uite de tine, una alta. Măi nene, când o să ai pe matale, nu e nicio problemă. Dar până atunci, lasă-mă pe mine să trec prin experiențele mele. Iubiți credincioși, exact despre acest lucru ne vorbește tâlcuirea, care devine, așa cum am spus, parabolă. Atunci când ni se spune că o sămânță a căzut pe cale, trebuie să știm că noi nu suntem nimic decât în măsura în care știm să ne raportăm la viața noastră și la Dumnezeu care ne ajută de câte ori este nevoie. Și anume trebuie să nu uităm că viața noastră are și momente în care ceilalți o calcă în picioare și o mănâncă păsările, adică idealul nostru este purtat dintr-o parte într-alta. Trebuie să ne asumăm acest lucru pentru că nu sămânța are de suferit, ci noi, pământul. În toate cele patru situații, nu sămânța a avut de suferit. Cea care a căzut pe cale a devenit hrană păsărilor. Cea care a căzut în loc pietros a devenit hrană pământului, ca un îngrășământ. Cea care a căzut între spini a ajutat spinii într-un fel sau într-altul, prin umbra pe care a ținut-o la rădăcina spinilor, să crească aceștia mai mari. Cea care a căzut în pământ bun, slavă Domnului, a făcut rod una 100, alta 30, alta 10. Iubiți credincioși, nu Hristos are de suferit aici. Nu sămânța Lui, pentru că sămânța Lui ajunge întotdeauna unde trebuie, ci noi dacă nu știm să o folosim. Și dacă, așa cum am spus, în viața noastră intervin momente în care suntem călcați în picioare, trebuie să știm că această călcare în picioare folosește cuiva. Îmi aduc aminte că acum vreo 4-5 ani a căzut Crăciunul într-o zi de marți,
Și ne-am dus așa cu slujbe până am ajuns Sfântul Ștefan într-o sâmbătă și după atâtea zile de Crăciun era duminică. Păi, fraților, duminică, ce mai... Pe românește m-au lăsat planetarele, nu mai puteam să mai cânt. Era brăgușit, acum și cu umblatul pe acolo, pe acolo, cu icoana și așa mai departe, răgușit de răgușit. De-abia am putut să țin slujba și la sfârșit, când am ieșit la predică, aproape că n-am putut să vorbesc, că eram foarte răgușit. Și am zis, mă bucur că sunt așa. Și bineînțeles că s-a făcut liniște, cam ca acum. De ce mă bucuram eu? Zic, pentru că dumneavoastră, cei care veniți aici întotdeauna, vă duceți acasă și mă lăudați. Că a făcut părintele, că adres părintele, că sunteți buni cu mine. Zic, dar acum, poate dă Dumnezeu să fi fost și un cârcotaș care să bucure și el, să zică, na mă, că popa a fost, n-a mai putut să cânte. Această bucurie n-a fost una diabolică, să știți, a fost una care îmi dă astăzi, după ani de zile, să înțeleg ce înseamnă sămânța căzută pe cale, când ești în stare să te lași călcat în picioare. Pentru că a te lăsa călcat în picioare este un mare lucru. Și fără să intru în polemică cu învățământul actual și chiar mă supun judecăților, vă spun că această atitudine pe care vrea educația și pedagogia modernă să o pună în față cu scutirea copilului de a fi umilit în public, mi se pare nerozia cea de pe urmă. Și să vă spun și de ce. Un copil care toată viața are de primit de acasă, de la părinți, pentru că nu ne mai comparăm cu părinții de acum 30-40 de ani, când nu își permiteau să ne ia un ghiozdan în fiecare trimestru, nu își permiteau să ne ducă cu mașina până la școală, nu ceam pe jos sau rare ori cu autobuzul. Acum părinții au, într-adevăr, alte posibilități. Dar după ce au aceste posibilități, copilul este obișnuit să creadă, în mod greșit, că totul îi se cuvine. Și vine acum școala și în loc să le duce, să spună, băi, stai așa, că nu e chiar așa. Viața e dură. Nu, zice, învățătorul nu mai are voie să-l scoată în față și să-l umilească în public. N-are voie să-l întrebe a doua oară un subiect pe care simte că nu-l știe copilul. De ce? Ca să nu-l umilească în public. De ce să nu-l umilească în public? Ca să creadă el că este bun? Bun, trece școala. Ne-am încadrat. Copilul pornit de acasă, așa cum v-am zis, cu ghiozdan în fiecare trimestru, cu stilou nou, cum se termină cerneala din ei, aruncă și stilou. Bun, îi le dăm pe toate, da? Vine și școala și nu ne lasă să-i punem a doua întrebare, nu ne lasă să-i mai dăm teme, nu ne lasă să mai învețe tabla mulțirii, așa cum zicea papagalul pe timpul nostru. Tabla mulțirii nu mai este o poezie cu 9 strofe, e cu adunări repetate, cu nu știu ce. Ce să mai facem noi acum cu tabla mulțirii când avem calculatoare, când toate telefoanele noastre sunt mai deștepte decât noi? Cine mai trebuie geografie când avem Google Map? Cine mai trebuie istorie când avem tot felul de posibilități și până la urmă zicea cineva, dar toți din istorie au murit? Adică nu mai trebuie nimic. Păi dacă nu mai trebuie nimic, stați să vedeți unde ajungem. Terminăm școala. Terminăm școala și noi care n-am fost niciodată umiliți, nici în public, nici față către față, ne ducem la șeful. Și când află șeful neputința noastră, nu închide ușa biroului. Se ridică de la birou și se duce în sala de ședință și anunță pe cei 150 pe care are. Veniți, mă încoace. Și când o face cu ouă și cu oțet, pe tine care nu știi ce înseamnă să te umilească cineva în public, atunci, într-adevăr, poți să devii subiect de psihiatrie. E posibil. Și atunci mă gândesc eu, de ce să nu ne comportăm normal cu copiii noștri? Dar nu trebuie școala să se comporte normal cu copiii noștri. Nu avem pretenții de la școală, da. Școala face cum zice. Dar noi acasă. Noi acasă trebuie să ne comportăm într-un fel. Eu personal, când am fost la seminar, ne învăța părintele director, așa îi spuneam, deci, fraților, aveți nevoie, de exemplu, acum, pe 15 septembrie, ne-o spunea de la început, ca să știm, aveți nevoie pe 15 noiembrie să ajungeți acasă, da? Păi, de săptămâna viitoare, începeți și faceți câte o cerere. Că nu o să o aprobăm nici pe prima, nici pe a doua, nici pe a treia, nici pe a zecea.
Pentru că dacă vă aprobăm, voi credeți că tot ceea ce scrieți voi acolo trebuie aprobat. Și vă duceți după aia la vrădica, atunci când ajungeți în parohii și faceți câte o cerere și în momentul în care nu vă mi se mai aprobă nimic, o să intrați în panică. Și zice, nu, eu vreau să vă educ astfel încât să fiți pregătiți pentru astfel de momente. Dar aveți grijă, s-ar putea să vă aprobăm și din prima, așa că luați-vă o marjă, ca până la momentul în care aveți nevoie într-adevăr de învoire, să mai puteți să obțineți încă una. Iubiți credincioși, eu, după părerea mea, cred că asta înseamnă educație. Adică sămânța educației trebuie să știm că are nevoie să cadă și pe cale. Adică are nevoie să treacă prin sufletul nostru în tulburările noastre. Și v-am spus, nu sămânța are de suferit, pentru că sămânța hrănește ceva. Așa cum bănuiam eu și nădăjduiesc că voi fi bucurat pe cineva că nu mai puteam să duc slujba în duminica de după Sfântul Ștefan, așa cum bănuiam eu că cineva s-a bucurat, măcar să spună, lasă-mă, măcar uite, vezi, s-a răzbunat. Și nu e chiar așa cum ziceți voi, acea bucurie mi-a fost transmisă mie să vă spun astăzi că așa înțeleg eu sămânța căzută pe cale. Nu este o pierdere, fraților. Pentru că dacă ar fi fost o pierdere, așa cum mulți dintre noi credem, această pierdere se referă la prima dată când Mântuitorul a spus pilda fără să o tâlcuiască. Pentru că după ce a tâlcuit-o ne-a zis nouă, cine are urechi de auzit, să audă. Dar iubiți credincioși, viața merge mai departe. Și după ce am fost umiliți și am fost trântiți la pământ și jucați în picioare, trebuie să mergem mai departe și să știm că dacă vine așa românește puțin soarele pe strada noastră, să știți că nu s-a întâmplat mare lucru. Trebuie să fim puțin cam circumspecți și să știm că soarele trebuie să stea până încălzește puțin strada, până se obișnuiește vecinul cu soarele pe strada noastră. Nu e chiar așa. Începe invidia. Și atunci, dacă ne aprindem repede și zicem, gata, știți, schimbarea domnilor, bucuria nebunilor. Gata, s-a schimbat, a venit generația mea la putere, una alta. Asta înseamnă sămânța căzută în loc pietros. Adică n-a apucat să facă rădăcină, n-a apucat să se usuce cerneala pe numirea respectivului și noi deja batem toba și după aia ne mirăm că vecinul se uită chiorâș, că începem să nu ne mai simțim bine și așa mai departe. Asta este sămânța căzută în loc pietros. Dar mergem mai departe. După ce, așa cum am spus, suntem jucați în picioare, după ce ni se pare nouă că vine soarele, dar nu vine soarele, că până seara plouă, după ce ne-am pus în cap și vecinii, care deja se uitau la noi altfel, vin spinii și începem îndoiala. Începem să ne îndoim de noi. Bă, dar o fi făcut eu bine atunci când m-am lăsat jucat în picioare. Știți că diavolului nu e chiar așa de comod să știe pe cineva că a primit umilința în public și a primit-o și față către față. Și începe să trimită ce se trimită. Care și el o simt? Îndoiala. Îndoiala. O fi bine, nu o fi bine. E, această îndoială, să știți că de fapt sunt spinii care înnăbușe inclusiv partea de umilință pe care noi am săvârșit-o în copilăria noastră. Pentru că acum ne uităm, păi bine bă, adică eu am fost atât de mult umilit, eu am luat palme că am scris odată român cu U din I și acum se scrie român cum vrei tu. Eu care am luat atâta bătaie că am scris niciun împreunat odată și acum se scrie niciun de cum vrei tu și nici eu și așa mai departe. Trebuie să învățăm relativitatea în care ne mișcăm. Și mai este ceva. Spunea un pedagog că nu există elev slab, există profesor slab. Sufletul nostru este bun în măsura în care noi îi predăm lecții bune. Dacă nu suntem în stare să predăm lecții bune pentru sufletul nostru, nu pentru altcineva, vom fi niște profesori slabi. Și nu mai discutăm despre efecte. Elevul este un efect, nu este o cauză.
Dacă nu vom ține această linie, nu mai facem nimic nici în educație și nici în propria noastră evoluție sufletească. Vă să zic că atunci când începe îndoiala, să știm că sămânța nu piere, dar este irosită. Devine hrană pentru altceva și nu mai dă randamentul scontat, ca să zicem așa. Cum era odată o exprimare, nu mai funcționăm la parametrii proiectați. Ei, va să zic că până la urmă am ajuns și la oile noastre, vine vremea în care sămânța să ajungă în pământ bun. Dar să știți că și aici este o problemă. Pentru că în pământul cel bun, o sămânță a dat roadă 100, alta 30 și alta 10. Adică nu trebuie pe românește să ne culcăm pe ureche, să zicem gata, am arat, am semănat, am smuls câte o buruiană, acum mergem și ne culcăm și vedem la sfârșit. Păi la sfârșit s-ar putea să vină slugii, să zică, Doamne, n-am arat, noi n-am semănat, n-am plivit. Cine a aruncat neghină? Pentru că nu o să știi niciodată când vine vrăjmașul. Cu o mică invidie, cu o mică îndoială, imediat ne-a stricat bucuria. Și în loc să rodim 100, rodim 30, rodim 50, rodim 10, dacă mai rodim. Și așa că nu este suficient ca sămânța să ajungă în pământul cel bun. Nici măcar nu este suficient ca pământul cel bun să fie pregătit, ci pur și simplu pământul cel bun trebuie să fie vegheat tot timpul. Despre acestea am vrut să vă spun astăzi. Pentru că sunt lucruri pe care probabil că mai spre înaintarea în vârstă le vom învăța altfel. Dacă s-a supărat cineva pe mine vis-a-vis de educația copiilor, le stau la dispoziție. Dar nu pot să nu vă spun că fără umilință în public nu poate să fie șlefuit niciun caracter așa cum trebuie. Dacă cineva se supără atunci când n-a primit de prima dată ceea ce a cerut, înseamnă că mai are de învățat. Și să nu creadă că este suficient ceea ce vede sau ceea ce aude, ci trebuie să meargă mai la adânc, pentru că s-ar putea ca cineva care să bage în seamă numai ceea ce vede, să fie lesne de păcălit de ceilalți. Pentru că ceea ce vede nu e ceea ce crede el. Ceea ce vede s-ar putea să vadă cu un anumit optimism nebine pus la punct. Să vadă că iese soarele pe strada lui și așa cum am zis până seară plouă și nu mai putem ieși din mocirlă. Imaginați-vă că cineva într-o dimineață însorită merge departe, departe, pe un câmp, n-are nicio șosea, e numai pământ și îl prinde ploaia. Cum mai iese de acolo? Chiar dacă este pe jos, nu mai poate să iasă nici de sculț. Iubiți credincioși, trebuie să luăm aminte că și după ce am zis aceste lucruri, nu am să uit niciodată că Mântuitorul, după tot ceea ce credem noi că am rezolvat, ne spune cine are urechi de auzit să audă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.